Nici nu știu cum să încep acest apology video, pentru că sunt conștient de faptul că nu mai am credibilitate și sunt conștient și de faptul că meritați niște scuze din partea mea. Și o să discutăm despre tot planul malefic pe care l-am avut. Mereu am vrut să fac ceva frumos și mereu am vrut să îmi lansez propriul brand, pentru că mereu am aspirat la ceva mai mult în ceea ce constă eu. Dar strategia de marketing una extrem de proastă și parșivă. Îmi doream atât de mult să se întâmple asta, încât am uitat ce înseamnă moralitatea și am gândit totul într-un mod egoist, ceea ce consider că nu mă reprezintă absolut deloc. Toată strategia de marketing pe care eu o consideram bună a fost total greșită din toate punctele de vedere. Pentru că am avut păreri sincere din partea oamenilor, asta m-a făcut să conștientizez faptul că poți să faci ceva frumos și gândind sănătos. Sincer să vă zic, m-a luat valul extrem de tare pentru că eu credeam că această strategie de marketing este bună și aș putea ulterior să dau peste nas oamenilor care mă desconsideră. Un lucru greșit din toate punctele de vedere pentru că mi-am dat seama că nu pot să împac pe toată lumea și mi-am dat seama sincer pe pielea mea faptul că nu pot să mulțumesc pe toată lumea cu felul meu de a fi. Și sincer, mi se pare perfect normal ceea ce se întâmplă în mediul online, pentru că eu am pornit scandalul acesta, ulterior l-am alimentat cu impresia că va fi ceva bun pentru mine, însă m-am înșelat amarnic. Totodată consider faptul că merit tot hate-ul din online, aparent nu este un hate, ci este doar o formă prin care oamenii vor să-mi arate greșelile pe care le-am făcut și să învăț ceva din asta. Totodată vreau să-mi cer scuze pentru egoism, nepăsare și mai ales neglijența cu care am tratat acest subiect și mai ales că acest subiect m-a ajutat să înțeleg mai multe chestii pe care voi le-ați spus și poate nu le-ați spus cu ură, doar le-am interpretat eu. Nu mai am absolut nimic de adăugat, iar oamenii care au încercat să mă învețe ceva, vă sunt recunoscător, vă mulțumesc din suflet că v-ați acordat timp acestui subiect și ați încercat să-mi deschideți ochii. Vreau să le mulțumesc și urmăritorilor mei care au rămas acolo și vă sunt recunoscător pentru tot ceea ce faceți pentru mine și pentru că sunteți alături de mine, chiar dacă în ultima perioadă am arătat doar părțile mele negative. Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați vizionat acest vlog. Eu sunt Mario și probabil în continuare mă veți găsi pe TikTok postând conținutul care mă face cu adevărat fericit.